Apar noi nemulțumiri legate de Spitalul Municipal de Urgență din Roman de data aceasta legate de pachetele pe care aparținătorii le trimit rudelor internate pe diferite secții de ale unității sanitare cu paturi. Un bărbat a transmis redacției Roman TV o astfel de sesizare privind faptul că pachetul trimis de familie unei rude internate în spital s-a pierdut pe drum. Mătușa mea uh, i-a dus un pachet în data de 19 februarie la ora 4. La, la, spital. Pachetul a fost preluat de gardianul spitalului care primește pachetele. Țin să menționez că era scris pe sacoșă, pe pachet numele lui mama mea, secția și etajul unui trebuia să fie livrat acest pachet. La rândul său, gardian a scris pe o foaie atașată ulterior numele lui mama, etajul și încă o dată de la capăt numărul de telefon și tot și a fost introdus în sacoșă. În același timp, pachetul timp de o oră, la ora 5, mama sună înapoi pe mătușmea și mărturisește că pachetul n-a ajuns la ea într-o oră. Mătușmea se duce înapoi la gardian la spital, normal, și gardianul spune că pachetul a fost livrat la o asistentă de la chirurgie și de acolo era destine, destinat către mama mea. Da, până atunci n-a fost să fie așa. Ulterior, Mătușa mea sună la, la secția de chirurgie și răspunde acolo o doamnă, o domnișoară și spune că are o urgență gravă, ceva de, de făcut și închide lui mătușa mea fără nimic, fără să mai zică nimic. Și de atunci nu se mai știe nimic de pachet. Alimente, chestii de igiene personală și mai ales un parfum scump, totuși câteva milioane. Bărbatul spune că nu restituirea pachetului ar fi cea mai mare dorință a familiei în acest moment, ci conștientizarea celor din jur în privința acestei întâmplări. Nici în ziua de azi pachetul nu, nu a apărut, uh, nu se știe unde, se presupune că cumva a fost pierdut, dar eu înțeleg că mai sunt urgenți, ok dacă pachetul a fost pierdut sau a fost lăsat undeva pe hol, că, că nu, nu, e prima dată când se întâmplă așa cu pachetele că sunt pierdute, sunt lăsate pe hol sau în altă parte întâmplător, lumea normal că trece și vede un pachet, trece și lea. Sincer să vă zic, nu mă interesează să fii recuperat, doar că chestia asta mi s-a întâmplat mie și presupun că și la celelalte persoane s-a întâmplat la fel, nu sunt singurul mulțumesc Dumnezeu, noi suntem o familie în ghilimele destul de înstărită și nu avem nevoie de bun înapoi, dar poate sunt persoane care chiar să împrumută de bani sau fac sacrificii pentru a duce alimente, ceva bun la persoanele dragi internate în spital și sfâră, pachetele să ducă în altă parte, nu știu unde. De cealaltă parte, reprezentanții spitalului spun că rudele unor pacienți internați în spitalul din Român ar trebui să sesizeze de fiecare dată când apar probleme conducerea unității sanitare printr-o sesizare scrisă cu detalii precum nume și prenume pentru a putea începe anchetele interne și ulterior să găsească o rezolvare la problemele semnalate. Pachetul trimis de rude femei, dispărut de pe 19 februarie, nu este de găsit în tot spitalul. Reprezentanții unității sanitare au transmis că se fac verificări în acest caz.